Iașiul este pe locul 2 în țară după județul Cluj ca promovabilitatea examenului de bacalaureat. 8 elevi din județul Iași au luat media 10 pe linie la prima sesiune din acest an și sunt dovada vie că prin studiu și muncă poți să ajungi unde îți dorești. Despre sacrificiile pe care le-au făcut Antonia și Casiana, două dintre absolventele care au obținut nota maximă la BAC, veți vedea în cele ce urmează. E nevoie de multă muncă și implicare pentru a fi printre cei mai buni. Antonia a absolvit Colegiul Național din Iași și se numără printre cei 8 absolventi care au luat 10 pe linie la bacalaureat. Tânăra a luat 10 și la evaluarea națională, fiind deja un exemplu pentru întreaga comunitate. În toți acești ani a participat la Olimpiade Naționale, unde a obținut rezultate foarte bune. După examenul la română am rămas așa cu un gust amar, fiindcă nu prea mi-a plăcut subiectul și am fost foarte stresată că învastica româna media. La matematică și la fizică, da, am zis că iau 10, n-am avut dubii. Casiana este din Târgu Neamț și a făcut liceul în Iași. Ușor nu a fost pentru că a plecat de acasă de la o vârstă fragedă, însă fata s-a ambiționat și se numără printre cei mai buni absolvenți ai Colegiului Național Iași. Azi dimineață, Casiana a aflat cu bucurie că a luat 10 la toate probele de bacalaureat. Sunt o încununare a efortului meu de pe parcursul celor 4 ani și vreau să le mulțumesc pe această cale profesorilor care m-au susținut mereu și părinților. Cât despre rezultate, să fiu sinceră, nu mă așteptam că voi lua 10. Am avut foarte multe emoții în legătură cu nota de la limba și literatura română, pentru că, după cum știți, această probă presupune destul de multă informație, destul de multe eseuri pe care trebuie să le cunoaștem foarte bine. Acum, cele două fete se pregătesc pentru admiterea la facultate. Antonia și Casiana vor rămâne să studieze în Iași la drept, respectiv medicină. Voi deveni studentă și voi rămâne aici la Iași, spre deosebire de mulți dintre colegii mei care aleg să plece din Iași, și voi urma cursul de facultății de drept. Aș dori să pot ajuta oamenii, așa cum domnii profesori și cei dragi mie m-au ajutat pe mine să îndeplinesc visurile și să pot să mă bucur de toată munca depusă. Anul acesta, Iașiul se află pe locul 2 în țară ca promovabilitate. Iașiul este pe locul 2 național din perspectiva procentului de promovabilitate, peste 81%, după cum Iașiul ocupă un loc pe podium, respectiv locul 3 și din perspectiva numărului mediilor de 10, pentru că avem 8 medii de 10 obținute în această sesiune, la care se adaugă încă o medie de 10, cu alte cuvinte 9 în total, în urma sesiunii speciale dedicate olimpicilor. Peste 4.900 de elevi au participat la prima sesiune a bacalaureatului 2022.